De ce-i vorba? În primăvara anului 2012, programul OSI a avut în vedere o fază pilot implicând primarii și realizările acestora. Această inițiativă este pentru anii 2012-2013. Inițiativa urmărește să identifice intervenții locale. S-a pus problema nominalizării pentru cele mai bune practici privind incluziunea romilor. Recunoașterea acestor bune practici, de fapt, a stat la baza lansării platformei MERI. Comisia Europeană cu MTM au avut în vedere și au organizat această ceremonie pe care o desfășurăm acum. Din 15 țări au fost transmise, practic, proiecte pe principalele direcții, inclusiv sănătatea, aspecte economice și așa mai departe. A avut loc o evaluare riguroasă timp de 2 luni. Și au fost 4 elemente cheie: dezvoltarea comunităților, educația și locuințele. Specialiștii au deliberat profund asupra selecției și s-au propus 17 cele mai bune practici. Au fost preluate 3 cazuri. Grozav, mi-ai spus lucruri foarte interesante. Apropo, haideți să vedem ce criterii au stat la bază. Probabil vă interesează și aceste lucruri. Primul criteriu, gândirea strategică și politicile de incluziune. Al doilea, intervențiile locale și dezagregarea. 3. Intervenția cross-sectorială, educație, locuri de muncă, locuințe sau locuințe și educație. 4. Angajamentul instituțional și finanțare diversificată. 5. Absorție activă și semnificativă a fondurilor europene pentru incluzia socială în plan local. 6. Leadership-ul maiorilor și primarilor, pardon, și aptitudini manageriale. Mai departe, implicarea liderilor, ONG-urilor și factorilor non-roma în procesul de luare a deciziilor pe incluziunea romilor. În seara aceasta avem reprezentanți ai 17 orașe și regiuni din UE și din zona Balcanilor. Care sunt? Sunt foarte multe categorii aici, dar este important. Cele 7 categorii sunt educația, locurile de muncă, locuințele, serviciile publice, integrarea romilor migranți, strategii și eforturi durabile privind incluziunea romilor. Câteva informații tehnice în loc de a trece mai departe. Sunt 2 părți. Prima parte începe acum, iar cea de-a doua pe la puțin mai târziu, pe la 9 fără un sfert. În mânare, practic, se va face de un reprezentant al comunității MERI. Fiecare va primi, îi se va decerna un premiu. Să începem, ce ziceți? Nu vrem să pierdem timp. Și încă un lucru. Nu
Uitați că aveți traducere simultană, deci puteți asculta liniștiți. Invit pe primul membru, pe domnul Costel Bercu, să vină aici pe scenă. Domnul Costel Bercuș din România, este rom din România, în 2000 a fost numit director executiv al lui Roma Cris. S-a ocupat de aspecte legate de romi. În 2005 a fost numit în comitetul Roma Education Fund, fondul de educație pentru romi. Bine ați venit! Mulțumesc, Violeta. Uitați, am aici speech-ul meu. Mi s-a spus de către organizator să nu vorbesc mai mult de un minut. Așa că nu știu cum o să parcurg eu toate aceste hârtii într-un minut. Prima misiune aici este de a exprima aici care sunt motivele principale pentru care considerăm că educația este importantă. 59 de secunde. Mai întâi, din experiența mea, mă gândesc la copiii romi. E o poveste a unui puști din Transilvania, în nordul Transilvaniei. El a fost trimis la o școală segregată. Eu, la vremea respectivă, m-am interesat, lucram la romanii Cris și m-am interesat despre acest caz. I-am pus niște întrebări, nu? Sunt întrebări pe care noi le punem copiilor. Și ideea este să nu fie așezat separat de ceilalți copii, să fie pus numai cu copii romanesc. E, asta pe mine m-a supărat, această idee acestei segregări. Trebuie făcut ceva. Ne aflăm astăzi, eu mă aflu de fapt astăzi aici, după atât de mulți ani, încercând să fac ceva pentru a depăși aceste momente, aceste decalaje care există. Sunt multe inițiative și mă bucur că ele sunt susținute de ONG-uri locale. Comisia sau fundația noastră a contribuit la aceste proiecte. Deja s-a dus un minut, nu? Gata, mă rog, așa ne-am înțeles. De fapt, planul inițial a fost să vorbesc 3 minute. O să vă anunț cine este câștigătorul pentru cea mai bună schemă educațională. Violeta, ia să vedem. Bronzu? Macedonia. Jovančko Staniovski. Primar Pečevo, Macedonia. Este vorba de un oraș din estul fostei Republici Iugoslave, Macedonia. Bravo! Nu te aud, stai acolo. Și cel mai bun prieten al meu din Macedonia, stai acolo și nu te aud. Îmi pare rău, dar nu aud, că nu are microfon. Republica Macedonia. Populația este de în jur de 5.000 de locuitori, din care 2.283 sunt locuitori care stau în 6 sate și 71,1% reprezintă cetățeni romi.
Doctor Iovan Costanovski este primar acolo din 2005. Este la al doilea mandat. Este absolvent al Facultății de Medicină din Skopje. Câteva cuvinte despre proiect. S-a menționat de foarte multe ori că învățământul preșcolar este foarte important. De aceea s-a acordat acest premiu, practic. Felicitări! Felicitări! Thank you very much for the award. It's a great feeling to be here, and it's a great feeling to be awarded about your efforts done in any kind of your work. But it's a biggest importance because this award is concerning children. Children are our biggest treasure, our biggest value, and investing in children's education means investing in their future. It means investing in our future as well. It's a great award not only for the municipality of Pechtelo, but it's a award for my country, for Macedonia. Acest lucru nu este valabil numai pentru noi. Acest lucru este valabil pentru toată lumea. Sunt premii care ne inspiră să mergem mai departe cu munca noastră. Noi ne aflăm pe calea bună. Eforturile noastre sunt direcționate pentru un viitor mai bun pentru toți locuitorii noștri și în special pentru romi. Și primarul, din păcate, n-a putut să participe la acest eveniment, la această ceremonie. Doresc să împărtășesc împreună cu dumneavoastră mesajul primarului nostru. Vreau să mulțumesc acestui for că a recunoscut activitatea noastră de a recunoaște activitatea noastră de de stimulare a copiilor de romi în activitatea preșcolară. Mulțumim foarte mult consilierilor noștri externe și prietenilor noștri. Suntem un oraș mititel, dar ne susținem reciproc în rezolvarea problemelor. Este stilul nostru comun de viață și vom continua și pe viitor așa. Vă mulțumesc foarte mult! Așa că medalia de argint este decernată la Tunja, Bulgaria. Gheorghe Stoianov, primarul. Câteva cuvinte despre această municipalitate, despre câștigătorul nostru și proiectele lui. Dumnezeu este în regiunea sud-estică a Bulgariei, constă în 44 de așezări. Romii care trăiesc aici reprezintă cam 25% din populație. Primarul Gheorghe Gheorghiev
Are o diplomă universitară în istorie de la Universitatea din Veliko Târnovo în 94 și a fost primarul localității pentru ultimii 10 ani. În 2001 a fost ales pentru al treilea mandat consecutiv. Deosebită importanță are activitatea dânșilor de prevenirea a elevilor de a părăsi școala, de a nu mai merge la școală. Sunt copii care încep școala și după aceea o abandonează. În 2010-2011 a dezvoltat un program exact pentru pentru prevenirea acestui fapt. S-au oferit fonduri pentru fiecare copil și de la bugetul de stat și din bugetul municipalității, care să susțină familiile, care să încurajeze familiile să rămână copiii în școală. Felicitări încă o dată, domnule primar, ați primit medalia de argint. Trebuie să recunosc, am văzut multe chestii la nivelul local, dar niciodată mi-e greu să nu fiu mișcat în astfel de ocazii când munca și lucrul și activitatea depusă de municipalitatea noastră este recunoscută în principal din două motive. Acestea este că lucrurile care le-am prezentat astăzi au trecut printr-un strict proces de selecție. Sunt convins că oamenii mei, echipa mea din municipalitatea orașului Tunja, lucru și poate și mai important, datorită acestei munci depuse, avem mii din cetățenii noștri romi care trăiesc mai bine. Mai bine, repet, sunt recompensați într-adevăr pentru munca lor și prin aceasta fac și viața altora mai bună. Vă asigur că această distinție pe care am primit-o va fi expusă în locul cel mai vizibil în vitrina tuturor distincțiilor primise de municipalitatea noastră. Și acum câștigătorul premiului întâi, orașul din Ungaria, Mohaci. Primarul orașului Mohaci. Înainte să pășească pe scenă, haideți să vedem o scenă, un film. Sunt primarul orașului Mohaci. Cu un sprijin cam de 90% și finanțare de la Uniunea Europeană, am reușit să realizăm lucrurile pentru care ne-ați premiat azi aici.
domnule primar, câteva cuvinte despre municipalitatea Mohaciului. Este o localitate în județul Baran. Coexistă cu majoritatea maghiară, romi, germani, croați și sârbi în acest județ. Domnul este primar al localității Mohaj din 1998. Și câteva cuvinte despre proiectul dânșilor, încercarea de a segrega, între a elimina segregarea din școlile primare. Orașul Mohaci a făcut câteva eforturi inovative și radicale, încercând să integreze elevii în școli nesegregate, și Comisia Europeană a recunoscut eforturile lor. Pentru acest lucru doresc să vă felicit, domnule primar. Îmi pare bine că sunteți câștigător. Și iată medalia de aur care vă este oferită. Doamnelor și domnilor, onorată conferință, vă mulțumesc pentru această distincție acordată în numele colegilor care au contribuit la realizarea acestui proiect, și sigur mulțumesc în primul rând acelor educatori, învățători care au realizat acest program. Mulțumesc și acelor copii și părinți care au participat la realizarea acestui proiect, au participat ca parteneri, ei ne-au ajutat în fondarea unui sistem care sperăm că va persista încă mult timp și va asigura viitorul multor copii în situație disperată socială. Mulțumesc. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea ca să fiu gazdă a schemei pe probleme de educație. Vă rugăm să folosiți scările cu atenție, că sunt cam alunecoase. Am fost avizat de organizator că trebuie să avem grijă ca să prevenim accidentele. Avem o problemă care este aproape de inima tuturora. Cred că din punctul meu de vedere, toți care sunteți aici, toți câștigătorii și cei care n-ați câștigat premii, doresc să vă felicit pe toți pentru a participa la această conferință. Vă mulțumim că ați binevoit să ne onorați cu prezența dumneavoastră. Să deschidem noi și noi canale de comunicare între primari și cu societatea civilă. Acum aș dori să invit la podiu un alt membru al comitetului de selecție, și anume pe domnul Kalman Mijei. Și că o să continuăm cu restul premierilor. Deci, câteva cuvinte despre tine, Kalman. Kalman este un economist maghiar
Este președinte al asociației Mary. Conform institutului fondului Open Society, societate deschisă, munca domnului Kalman și a colegilor lui a devenit un reprezentant special și pentru Moldova, pentru rezolvarea problemei conflictului nerezolvat cu Transnistria. El este director general al CIS-ului. Mulțumesc frumos, dragi prieteni. Pe scurt, pentru crearea de posibilități de locuri de muncă, se pot spune multe lucruri banale, dar eu aș vrea doar să spun că în marele triunghi al problemei romilor, educație și locuințe și locuri de muncă, toate sunt deosebit de importante pentru trai și pentru susținerea familiilor. În propria mea țară rețin ca un fost economist liberal șocul pe care l-am resimțit, care când am încercat, am demarat cu reformele noastre economice după anii 90 și ne-am confruntat cu situația în care practic majoritatea populației de romi a devenit șomeră. Nu eram deloc pregătiți pentru treaba aceasta. Pe de altă parte, în economia de piață n-am fost în stare încă să rezolvăm și nici problema, nici măcar a celorlalți oameni care au devenit șomeri, care nu erau romi. Este o problemă deosebit de dificilă pentru primar, deoarece instrumentele legislative și de reglementare se află în mâinile guvernului central. Trebuie să fie posibil ca primarii și consiliile locale împreună cu organizațiile neguvernamentale să poată influența guvernele care să intervină în problema șomajului. Avem două plicuri aici, n-avem trei. Nu știu, eu numai două plicuri văd aici. Într-un plic avem două locuri, Gyulai din Ungaria și Beșanță tot din Ungaria, doi plasați pe locul 2. Fac apel la domnul Iosef Ignaț și domnul Caroi Doboș să poftească pe scenă. Dragi prieteni, acești doi primari extraordinari sunt asemănători în multe puncte, din multe puncte de vedere. Sunt primari într-o zonă a municipațiilor foarte sărace. În Ungaria avem o zonă specială de municipalități deosebit de dezavantajate. Beșanța este o municipalitate foarte mică.
Poate ar trebui să schimb limba maghiară ca să înțeleagă toată lumea, să înțeleagă și ei. Dragă Iosef, am zis că sunteți din niște localități, Beșanță, care are 130 de locatari, de populația este de 130, majoritate romi, peste 100 de oameni romi, majoritatea șomeri. Iosef Ignaț a făcut foarte mult, recurgând la diverse concursuri, la diverse licitații, ca să asigure niște programe educaționale pentru ajutorarea populației locale, care a crescut șansele ca să-și găsească un loc de muncă acești șomeri. A recurs la fonduri atât europene cât și de la bugetul național. În ceea ce privește doamna Doboș, și dânsa este primar într-o comună ceva mai măricică. Ea a fost aleasă din 2006 în această localitate, are cam 1000 de locuitori în jur de Dombovar. Dacă știți unde este Dombovar pe hartă, harta are 60% populație de romi, și așa ca și Beșanță și localitatea Giuloai, a putut să profite de o abordare, dacă vreți, antreprenorială. A încercat să acapareze, să câștige cât mai multe concursuri care asigurau fonduri pentru educarea romilor. Cam 100 de locuitori romi au reușit prin aceasta să-și găsească loc de muncă. Vă felicit pentru rezultatele de până acum și vă urez rezultate și mai fructuoase pe viitor, și prin aceasta doresc să vă ofer premiile, respectiv medaliile de argint. Da, le-am schimbat, ca mea e mai grea, ta e mai ușoară. A fost o mare surpriză pentru mine, că pot să fiu aici. Eu ca primar, pur și simplu, mi-am făcut treaba. N-am crezut că pentru munca pe care o depun o să primesc vreodată vreo distincție. Atunci când am decis să candidez pentru funcția de primar, știam că este o mare provocare, dar trebuie să vă asigur că acest lucru n-ar fi fost posibil fără ajutorul colaboratorilor mei, cărora doresc să le exprim mulțumiri și pe această cale. Mulțumesc și comisiei și în numele locuitorilor comunei Giulai, vă mulțumesc pentru această distincție și pentru atenție care mi-ați acordat-o. Da, întâi ziți alocuțiunea și după aceea ți-o dau în mână. N-am fost surprins. Acum 2 săptămâni am primit o scrisoare în limba engleză în care a zis că ai felicitări, treci pe scenă. M-am uitat la cum e cu predarea premiilor Oscar, domne, ce trebuie să zici când îți dă premiul Oscar? Am adus cu mine meniu, îl duc și acasă.
Oamenilor o să rearăt la ultima ședință a comisiei și analizând problemele la ultimul punct al ordinei de zi a fost chestia că vom primi un premiu. Cum putem fructifica acest premiu la dezvoltarea noastră? De-aia am luat și meniul, că și asta o să aduce cât de cât contribuție la ceea ce avem de făcut în viitor. Sper că pentru o supă gulaș cel puțin să asigurăm fiecăruia ne va ajunge acest premiu. E o mare onoare. Mulțumesc din nou. Violeta, și atunci să vedem premiul întâi. Avem și Oscarul de aur. Oscarul de aur merge la Freiburg, Germania. Dar înainte să vină domnul pe scenă, domnul primar pe scenă, deja a venit. Avem în Freiburg, avem oameni din 117 națiuni. Scuzați, n-a intrat traducerea în engleză care trebuia să o redau dumneavoastră în limba română, decât germana, și eu nu știu germana, așa să traduc. Domnilor și domnilor, în numele Ulrich Kirspach, domnul Ibrahim Salatin va prelua, va primi premiul. Freiburg este un oraș mai măricel decât Beșența, are 220.000 populație. Populația migrantă reprezintă, care este reprezentată de viceprimar, reprezintă cam 12% din populație, mulți din rom din fosta Iugoslavia. Cam 900 de germani, de sinti germani trăiesc aici de mai multe sute de ani în oraș. Scopul municipalității a fost să ajute și să îi pregătească pentru găsirea unor slujbe, încercând să le ofere o școlarizare în limba germană și de specialitate, care să ofere
posibilitatea de găsire a unei slujbe, a unui loc de muncă. Aproximativ 520 de oameni au participat în acest program. 70% au fost romi, 203 sunt înregistrați. Este un rezultat deosebit al municipalităților și de asigurare a finanțării și de implementarea unor astfel de programe. Domnule Selim, primiți medalia de aur. Bună seara tuturor, sunt onorat să fiu prezent în rândul dumneavoastră. Eu însumi sunt cineva care sunt în Parlamentul din Freiburg. Eu sunt originar din Turcia și sunt onorat că pot fi cel care acceptă această distincție. Vreau să vă mulțumesc că ați recunoscut angajamentul nostru față de problemele romilor. Romii sunt probabil cea mai mare minoritate din Freiburg și în Europa. Ei doresc Europa, vreau să aibă un viitor. Nu sunt diferiți de alți europeni, au aceleași doleanțe și tendințe. Avem mulți refugiați romi, fiecare cu istoria lui tragică, dacă vreți. Crescut, trăit și refugiat în sărăcie, pe aceștia am încercat să îi ajutăm la realizarea unei vieți civilizate. Noi nu putem influența în niciun mod ce se întâmplă în țările lor de origine, dar trebuie să încercăm să le oferim cât de cât un viitor. Au permise de reședință, sunt rezidenți. Mulțumită proiectului nostru, îi ajută să se plaseze pe piața forței de muncă. Și, într-adevăr, ei încearcă să profite de toate posibilitățile să se școlarizeze, să învețe, să se adapteze. Sunt multe locuri apreciați unde s-au angajat ca forță de muncă, integrarea lor socială este pe cale bună, în pofida tuturor prejudiciilor care se manifestă vis-a-vis de romi în toată Europa. Ei totdeauna tind să vină de la periferie înspre centru. Vă mulțumesc! În final, aș dori să vă împărtășesc că aceste trei municipalități au arătat că, în pofida problemelor la nivel național pentru privind locuri de muncă pentru romi, se poate ceva, face ceva la nivel local și chiar în mod foarte eficient. Așa că vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte, mult, Kalman. Acum aș dori să invit următorul membru al Comitetului de Selecție,
urmează urmează premiile pentru cea mai bună asigurare a condițiilor de locuit. El a fost director al participării romilor, este vorba de un coleg din Bulgaria. El lucrează din 2009, a servit ca director adjunct, încercând din 2009 la sediu din Budapesta. El este premiat pentru ajutarea romilor din Bulgaria. Mulțumesc foarte mult. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă bucur să fiu prezent și să anunț premiile, numele câștigătorilor pentru cele mai bune proiecte de locuință pentru romi. Doresc să felicit Uniunea Europeană pentru inițiativa strălucită pe care a avut-o în acest domeniu. Această inițiativă trimite un mesaj foarte important, și anume că integrarea romilor este posibilă. Nu este ceva imposibil. Dar sunt convins că la ceea ce asistăm acum este doar începutul. Acum vreau să vă spun că voi încerca să fiu foarte scurt. Să vedem, deci, unde stăm în privința locuințelor pentru romi. Este necesar o analiză și să vedem dacă dorim să modernizăm casele sau cocioabele în care trăiesc la ora actuală sau să le construim case noi. Știu că pare ceva banal, dar trebuie să analizăm dacă locurile în care sau casele, așa numitele case, cocioabele în care locuiesc, sunt viabile sau nu sunt viabile. Și apoi ne putem hotărî dacă este nevoie de construcția unor locuințe noi. Locația, așezarea acestor locuințe este important să nu fie în zone segregate. Considerăm că cea mai combinație optimă este oferirea posibilităților de muncă și de locuințe. Și în final, dar la sfârșit, dar nu în ultimul rând, trebuie să asigurăm o societate, o macro, un mediu macroeconomic care asigură susținerea și sprijinirea acestor activități. Deci să vedem câștigătorii. Iar avem două plicuri. Apatin din Serbia. Deci chem la tribună pe domnul Miljanić, pe primarul orașului Apatin.
câteva cuvinte despre acest proiect. Apatinu este în nord-estul Serbiei, pe malul stâng al Dunării. Acesta este un loc care are 32 de locuitori, majoritate romi. Domnul Milenic, de 36 de ani, are experiență ca medic și de 4 ani este membru al Parlamentului Provinciei Vojvodina. Cel mai important aspect al acestui proiect este că a putut crea infrastructura pentru peste 3.000 de romi în vecinătatea zonei Apatin, asigurându-le legături asigurându-le locuri foarte multe de lucru și acum îi dau tribuna, dau cuvântul domnului Smilenic. Doamnelor și domnilor, din partea orașului Apatin și a populației de romi, vă mulțumesc pentru acest premiu care ne acordați. Am făcut tot ce a stat în puterile noastre pentru a asigura electricitate, pentru a asigura grădinițe pentru copiile de romi. Avem un centru de îngrijire a sănătății. Avem un medic care lucrează acolo pentru 4 ore în fiecare zi. 98% din copiii de romi termină școala primară. Mulți termină liceul și 2% ajung și la universitate. Celor care ajung să intre în școală, le dăm câte o bursă din prima zi de școală. Mulțumesc foarte mult din nou! Domnul Jivorad Milenic a fost din Apatin, Serbia. Deci să anunțăm următorul câștigător. Aurul merge la Ciceava din Slovacia. Să vedem un mic film înainte să pornim. Este al doilea termen al meu, a doua legislația mea ca primar.
Now. Acum, domnul Vladislav Calapa. Câștigătorul Ciceva este în estul Slovaciei. Are o populație de 1350 de locuitori. 3% sunt cetățeni romi. Este foarte interesant că practic reprezentanții Consiliului de acolo sunt romi. Domnia sa este primar de 10 ani. Primar al orașului Ciceva. Are studii inginerești, deci este inginer, are politehnica. Practic, au fost realizate 54 de case, s-a îmbunătățit infrastructura, s-au adăugat spălătorii. Este vorba de un proiect de infrastructură. 54 de case, da? Sunt sigur că domnia sa ne va spune mai multe în legătură cu acest proiect. Vă rog. Bună ziua. Bună seara, pardon. Satul nostru a încercat să îmbunătățească situația romilor. Avem o grădiniță, o școală primară. Vreau să vă spun că avem un centru religios, avem de asemenea și un adăpost. Noi urmărim în permanență îmbunătățirea condițiilor romilor. Noi am încercat să demolăm zona mizeră a orașului nostru. Am primit 2 milioane de euro și doresc să-mi exprim mulțumire către comitetul care ne-a selectat. Mulțumirile mele sunt pentru acest comitet. Toți locuitorii satului nostru doresc să mulțumească comitetului pentru acest lucru. Pentru mine acesta e un angajament foarte mare și sper că vom atinge rezultate din ce în ce mai bune. Ai făcut o treabă extraordinară. Acum? Mai este o medalie de aur în această situație. Slovacia Rastrovița. Îl invit pe primarul Rastrovițe, domnul Anton Lamaneț. Sunt primarul Rastrovița. Bine ați venit în orașul nostru. Noi încercăm să-i ajutăm pe oamenii noștri să-și asume prezentul și viitorul. Akciókat segítünk, támogatunk.
Sunt foarte bucuros să vă felicit. Aș dori să spun câteva cuvinte despre proiect. Municipalitatea și primarul. Raslovice este un oraș tot în estul Slovaciei cu o populație de 2600 de locuitori. 14% sunt romi. Este primar de 12 ani. A lucrat și în districtul Bardeio ca șef de birou. Acest proiect este deosebit de interesant din punctul meu de vedere. De asemenea, este un proiect de succes. Mai întâi a răspuns de legalizarea documentele prin care aceste locuințe au intrat în posesia romilor în mod legal. Apoi, în același proiect, rata angajabilității a fost ridicată. Aș menționa și construcția de case noi, construirea unei noi infrastructuri, de asemenea, s-au asfaltat drumurile, s-a realizat rețeaua de canalizare, ceea ce arată că acolo unde există voință politică se pot realiza multe lucruri. Dar îi dau dânsului cuvântul să ne spună mai multe despre câtă voință politică este necesară pentru a atinge astfel de rezultate. Mai întâi dăm cuvântul dânsului și după aceea le și înmânăm premiile. Mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Din punctul nostru de vedere, noi am făcut ceea ce am considerat că este benefic pentru cetățenii noștri și pentru romi. Cu această ocazie aș dori să subliniez că în legislația noastră națională lipsesc unele măsuri care să acționeze ca elemente motivaționale. Din acest motiv, noi nu putem folosi întregul potențial al cetățenilor roma. Dacă am avea acest lucru, am putea progresa mai mult. Aici ar trebui să lucrăm împreună. Mulțumesc foarte mult pentru recunoașterea pe care ne-ați adus-o. Andrei, te rog. Cred că chiar au meritat aceste aplauze pentru că au făcut o treabă minunată în probleme importante, cum ar fi cea a locuințelor. Și eu zic că experiența lor ar putea fi dublată și în alte locuri. Mulțumesc foarte mult, dragi organizatori, pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a anunța câștigătorii. Vă doresc toate cele bune tuturor în tot ceea ce veți face pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu și felicitări tuturor câștigătorilor. Prima parte tocmai s-a încheiat. And now we continue the award ceremony. Our next distinguished member of the selection committee
is John Wormisham. Următorul este John Wormisham. Face parte din City Council din 1991. A reprezentat Pendleton până în 2004. Este specializat pe probleme de copii, se ocupă de protecția copilului. De asemenea, se ocupă de probleme legate de educație. Bine ai venit aici. Să știți că nu veți primi desert dacă eu nu respect timpul alocat. Aș dori să încep spunându-vă părerea mea despre integrarea romilor. Integrarea romilor, îmi pare rău, nu-mi găsesc notițele. Este important ca integrarea romilor să implice mai multe lucruri, cum ar fi respectul, să li se respecte drepturile omului. Și dorim de asemenea ca să existe romi care să-i ajute pe alți romi. Să vedem acum bronzul. Doamne, sper că voi fi în stare să pronunț corect. Consiliul General Valdemar, Franța. Natalie, o să-i dau și cuvântul, se află în zona Île-de-France, Paris. Acolo se afla 1200 de cetățeni romi în 2009. Vreau să vă spun că este vorba de tabere de romi care au fost practic eliminate de acolo. Scopul principal este de fapt un proiect care să-i ajute pe romi să se integreze. Este o mobilizare foarte mare. Aici a avut loc, de fapt, o integrare a emigranților romi în Franța. Bună seara! O să încerc să grăbesc un pic lucrurile. O să invit pe colegii mei, consilieri, să vină aici, alături de mine. Așa că ați înțeles bine, este vorba de muncă de echipă, lucrăm în echipă. Doamnelor și domnilor, departamentul Valdemar din Franța s-a dezvoltat respectând valorile umane. Este practic o dovadă de solidaritate, de toleranță, subiecte foarte dragi inimii noastre. Deci o populație întrecere străini, tineri, vârstnici. Apărăm în Valdemar un județ solitar pentru toți și pentru toată lumea, tuturora. Ne ferim discriminare și de segregare.
Suntem în orașul Orly, poate ați priceput esența care dorim să o conferim acestui proiect. Populația romă este mult prea stigmatizată în țările noastre europene. Noi în județul Val-de-Marne participăm într-o activitate care se dorește să permită tuturor popoarelor din lume să trăiască în pace, să încercăm să asigurăm migranților romi aceleași drepturi ca la toți cetățenii europeni. Colegii mei prezenți aici și eu însumi ne angajăm cu tot inima, cu tot sufletul în acțiunea de integrare a romilor și doresc să mulțumesc tuturor care au contribuit și mulțumesc lui Gina, doamnei Ginet care și doamne Daniel, care este consilier general, inepuizabilă și plină de energie. Doamna Creof, directoare generală adjunctă de probleme sanitare și la social, doamna Pacă, asociația de habitat îngrijit și în sfârșit mulțumesc domnului Nectar care e aici care a susținut legăturile între romi și reprezentanți politici aleși și ca urmare se permite peste 20.000 de romi au posibilitatea de a trăi un trai civilizat de nivel european și iată acum cu sosirea iernii este de o deosebită importanță. Locul este de deosebită importanță asigurarea locuințelor pentru acești oameni. Trăiască Franța! Spunea pe vremuri generalul de Gaulle. Acest premiu este decernat orașului Hamburg din Germania. Martin, te rog pe scenă. Hamburg e una din cele mai bogate, cele mai afluente orașe din Europa și din Germania. Au o proporție semnificativă de locuitori care nu posedă cetățenie germană. Martin ne va da explicații mai multe când ne vorbește despre lucrurile acestea. Este foarte important ceea ce au făcut ei în domeniul tinerilor care cărora încearcă să le ofere o meserie. Vă mulțumesc, nu mă așteptam să avem așa niște aparențe ala premiul Oscar. Este prima oară că particip la așa ceva. Să vă spun câteva cuvinte despre incluziunea romilor și a instituțiilor care doresc să vă împărtășesc despre instituțiile care asigură acest lucru. Pentru mine, ca conducător al oficiului de gestiune a acestei probleme,
întotdeauna mi-aduc aminte și țin cont de faptul că grupul țintă reprezintă ceva tangibil și nu ceva scos din lumea asta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Martin. Iacă-te-mă din nou aici. Din nou Franța pe rol. Și desigur să vedem înainte de decenarea premiului filmul. Bună ziua, sunt primărița. Avem 50.000 de locuitori, avem mai mult de 80 de naționalități în orașul nostru, din Bulgaria, din România, care sunt obligați să trăiască în bidonviluri, în case de carton, în niște condiții inacceptabile, în rulote. Încercăm să le asigurăm locuri de muncă, să poată să muncească pentru ca să obțină, în conformitate cu legile în vigoare ale țării, încercăm să cuprindem toți copiii de romi în sistemul educațional. Am colaborat cu Comisia Europeană și am asigurat un sit de primire și de redistribuire a migranților romi, încercând să le asigurăm locuri de muncă pentru ca să poată trăi ca niște cetățeni normali. Deci niște probleme geografice. Locul este la 6 km de Paris. În 2012, cam 700 de romi din Bulgaria și România au ajuns aici. S-au cazat în niște condiții precare, în niște cocioabe și niște caravane de locuit. Primărița este foarte angajată și este angajată cu pasiune în misiunea ei, încercând să ofere posibilități de integrare a romilor în societate. Așa cum s-a văzut și din acest film, trebuie să vă mărturisesc că este un exemplu deosebit de pozitiv de cum trebuie tratați romii. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră încurajatoare. Sunt mândră că sunt în fața dumneavoastră astăzi seară. Sigur, avem o realizare importantă, cu o realizare importantă ne putem înfățișa în fața dumneavoastră, dar eu cred că încă este puțin. O țară care este pusă la ordine, e pusă la trei păzește de către Comisia Europeană,
Și din partea mea, din punctul meu de vedere, eu consider că nu sunt respectate într-adevăr drepturile omului, mai ales în ceea ce privește atitudinea față de romi. Vă mulțumesc! Înapoi, nu-ți uita aici premiul. Să termin mai. Mulțumesc pentru posibilitatea de a oferi aceste premii. Cred că e un lucru fantastic. Încă o dată vă mulțumesc. Deci putem da bice mai departe. Domnișoara Petra Kovac este următoarea persoană. Pe măsură ce pășește pe scările care duc spre podium, dânsa se concentrează asupra managementului, asupra gestionării publice și a fondurilor publice. Mulțumesc tuturor că m-ați premiat. Este un privilegiu pentru mine că pot fi prezent aici în rândurile dumneavoastră și pot sărbători succesul acțiunilor întreprinse de mine. O abordare în cadrul larg este un lucru deosebit de important și nu dintr-un singur unghi de vedere. Atunci când am aflat că mi se va decerna un premiu cu privire la o abordare complexă a tratării problemelor romilor, atunci mi-am adus aminte că atunci când copil fiind ceva s-a spus că este complex, chestia asta mă descuraja la acea vreme și am simțit că azi totuși o folosim, această expresie o folosim într-un mod fundamental diferit atunci când este vorba de romi. Sigur, este o dilemă când încercăm să ne confruntăm cu realitățile vieții de zi cu zi, a întâmplărilor cotidiene. Atunci când încerci să te ocupi, să rezolvi o problemă singură, unică, trebuie totdeauna să te gândești că se prea poate ca să fie o problemă care necesită o rezolvare pe termen lung și mai bine să fac nițică economie de energie pentru treaba aceasta. Incluzia într-un mod substanțial presupune un mediu cultural în sensul larg al cuvântului care să accepte faptul incluziunii. Înseamnă o transformare a relațiilor locale, o transformare de cum ne gândim, o schimbare de cum ne gândim la bugetele locale. Cred că primarii și echipele lor și comunitățile lor de acasă
au gândit sau s-au gândit, presupun, despre o abordare complexă. Trebuie să fim conștienți de faptul că este vorba de o provocare pe termen lung, căruia trebuie să facem față cu noi toți împreună. Am 3 plicuri. Medalia de bronz este decernată la Nitra na diplom din Slovacia. Pe rol este primarul. Bine ați venit. Bine ați venit în rândul premiaților. Sigur, premiul este decernat nu numai dumneavoastră, ci întregii echipe, dar al cărei lider ați fost. Nitra este o comunitate mică în Slovacia. După ce și-a terminat studiile secundare, deci liceu, și-a deschis o prăvălioară și după aceea a fost ales primar. Acum a fost ales a doua oară primar în 2012 și a primit și diploma universitară în studii sociale. El are ca scop implementarea, aplicarea în practică a exercițiului financiar cu privire la eliminarea fenomenelor de excludere socială și de promovare a fenomenelor de incluziune socială. Aceasta, sigur, este o cheie pentru integrarea romilor în această mică municipalitate. S-a combinat priceperea de gestionar de frunte al primarului cu posibilitățile oferite și cucerite pentru a asigura finanțarea diverselor proiecte de exemplu de renovare a locuințelor romilor și de posibilități de asigurare de locuri de muncă pentru romi. Noi sperăm că pe termen lung veți continua cu îmbunătățirea situației comunității dumneavoastră. Mulțumesc! Satul nostru, în urmă cu 7 ani, s-a hotărât să ne aducă pe noi să ne ocupăm de problemele sale. Acest lucru, această decizie, de fapt, a dus la acest moment, când suntem, ni se conferă acest premiu. Aș dori să omagez două persoane. Una dintre ele nu este aici, cea de-a doua este directoarea Institutului pentru Romi. Te rog, ridică-te.
mulțumesc foarte mult. Este minunat să primești și o diplomă și un premiu. Cred că mai e un plic, da, mai este unul. Spiski, Spiski din Slovacia. Domnule primar, vă rog să veniți, domnul doctor Nedeschi. Este vorba de un oraș din Slovacia, în centrul Slovaciei, cu o populație de 1300 de locuitori. Zona, orașul, include peste 1000 de hectare de pământ. Persoanele din zonă se mută la Hrov pentru că acolo calitatea vieții este mai bună. Populația romă este de 17%. Hristi Sovr este un oraș cu politici pentru romi. Există acolo planuri pe termen lung pentru incluziunea romilor în întreaga comunitate. Comunitatea romă locală și problemele sale sunt în atenția Consiliului. Mai mulți romi au beneficiat de eforturile depuse la nivelul municipalității. Este un exemplu pe termen lung de integrare. S-au aplicat metode care i-au implicat pe romi. Rezultatele principale sunt eliminarea claselor segregate, eliminarea unor familii de romi care au fost mutați în zone unde li s-au dat terenuri. Cetățenii romi sunt angajați la ferma municipalității. Ce aș dori să menționez este, practic, strategia pe termen lung. Domnule primar, vă felicit pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, mulțumesc foarte mult, inclusiv Comitetului de Selecție. Mi-e teamă că nu suntem chiar atât de speciali pentru un asemenea minunat moment. Aș dori să transmit un mesaj pe care îl spun întotdeauna oamenilor mei. Întotdeauna spun că această problemă a majorității și minorității constă într-o barieră care există. Nu e mai bine oare să construim un pasaj, o trecere între grupurile noastre ca să ne putem înțelege mai bine unii cu ceilalți? Încă o dată mulțumesc foarte mult
și doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit pe mine și pe ceilalți în munca noastră. Mai avem ceva, Violeta? Mai e cineva? Da? Mai există și un al treilea. Aurul, aurul care merge la Bulgaria, ca varnă. Domnule primar, vă rugăm să veniți pe scenă. Sugerez întâi să vedem un filmuleț. Sunt primarul orașului Kavarna. Avem practic politici de incluziune a romilor. Roma, cetățenii romi, practic participă la activitățile noastre și rezultatele sunt foarte bune. Mi-aș dori ca multe alte locuri să arate așa de bine. Este un bun exemplu de obținere de rezultate bune atunci când măsurile luate sunt sistematice și eficiente. La aceasta s-au adăugat eforturile primarului și consiliului local. Infrastructura a fost dezvoltată, 70 de familii au beneficiat de loturi de pământ. Rezultatele sunt absolut impresionante, așa cum ați și auzit de altfel. Este un caz în care rezultatele sunt măsurate. Mulți copii romi au reușit să termine școala gimnazială, a scăzut mortalitatea, au fost luate măsuri antidiscriminatorii. Felicitări pentru ceea ce ați făcut. Mulțumesc pentru cuvintele spuse. În Bulgaria se spune că dacă nu vrei să faci o treabă, trebuie să vii cu un motiv. Dacă vrei să faci o treabă, nimic nu te poate opri. Sper că mulți, ar fi bine ca mulți să lucreze așa în ceea ce este integrarea romilor. Invit acum următorul grup pe scenă. Mulțumesc foarte mult și felicitări! Pentru eforturi sustenabile în ceea ce privește incluziunea romilor.
Kenneth Davy este un profesor, e și la pensie, profesor la Universitatea din Birmingham. El, în ultimii 20 de ani, a lucrat aproape continuu în reforma în acest domeniu. S-a implicat în fonduri în Republica Cehă, Slovacia, a acordat asistență în Ucraina. I s-a acordat medalia de merit de către președintele Ungariei, Ken Davy. Mulțumesc foarte mult! Sunt eforturi sustenabile și durabile. De fapt, toate lucrurile trebuie să fie durabile. Sigur, nu-i vorba aici numai de casele verzi, de puritatea aerului. Aici noi vorbim despre incluziune socială. Patru lucruri doresc să le menționez. Eforturile întreprinse nu sunt numai pentru a lua bani de la Bruxelles. În al doilea rând, eforturile sunt practic sustenabile pentru că trebuie să conțină toate ingredientele necesare ca treaba să meargă. Este nevoie de sprijin corespunzător acordat copiilor. Absolut tot ceea ce este necesar ca lucrurile să funcționeze, inclusiv mașini care să-i ducă pe copii la școală în zonele îndepărtate. Și cel mai important lucru este vorba de o umanitate comună, indiferent că e vorba de romi sau non-romi. Este vorba de nevoia răspunderii reciproce. Și astea sunt proiectele care au fost evaluate, de fapt. Sunt două plicuri aici, la această categorie. Argintul este conferit. Mă bucur, Ungaria din nou. Mulțumesc! Este vorba de o municipalitate cu 40.000 de locuitori în sudul Ungariei. Este, de fapt, un oraș, dar are pe lângă el și o zonă semnificativă rurală, cu 47.000 de locuitori. Aici, numărul romilor este foarte mare. Este practic cea mai răspândită zonă cu populație romă din Ungaria. Primarul și predecesorul său au pus la punct politici de reorganizare a școlilor la toate cele trei nivelurile, nivel preșcolar, după aceea învățământ primar și gimnazial și respectiv liceal. Realizările lor se datorează printr-un proces de pregătire a cadrelor didactice. Peste 100 de cadre didactice au fost incluse într-un proces de recalificare, de reformare.
Este practic un exemplu de ce avem nevoie, este un exemplu de efortul susținut. Îi felicit pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult din partea orașului nostru. Primarul nostru nu a trimis o scrisoare, ci a trimis profesor la această conferință. Acest lucru ilustrează importanța subiectului. Sper că orașul nostru va da un exemplu și sper că multe alte comunități vor urma exemplul nostru. Mulțumesc! Sper că s-a tradus și a spus primarul. Acum este vorba tot de un oraș maghiar, Hec. Este un oraș de peste 7.000 de locuitori în partea de vest a Ungariei. Primarul este un simbol de integrare. El însuși este rom, dar a fost reales de o populație care în procent de 90 nu este populație romă. Felicitări pentru acest lucru! A fost director de școală, iar ca primar a făcut eforturi uriașe pentru îmbunătățirea posibilităților de a învăța. S-a ocupat de formarea și pregătirea profesorilor, inclusiv a profesorilor de etnie romă. Este un model de practică de succes într-o așezare mică. Primarul este practic un adevărat lider al acestor activități. Îmi face mare plăcere să mă adresez dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Ce să spun? Probabil că totuși nu pare a fi așa un efort extraordinar. Am acționat în ultimii 20 de ani la diferite niveluri, la nivel de minister, în afara țării, la Consiliul Europei, deci m-am adresat mai multor entități și mă bucur mult că practic m-am întors la orașul meu. Nu este vorba de politicile în ceea ce privește pe romi. Este vorba de un instrument, de fapt, un instrument de a câștiga în final voturi. Indiferent de cine a fost la putere,
Eu m-am ocupat de problemele de locul meu de naștere. Am fost foarte bine primit de toți oamenii de acolo, nu numai de romi. Toate școlile au fost integrate la noi. Cred că este foarte important de știut acest lucru. Fiind de etnie romă, eu însumi mi-am urcat pe scara socială. Părinții joacă un rol foarte important. Pentru că părinții sunt cei care îi învață pe copii cum să intre în lume. Politicienilor le place să trăiască la Budapesta și la Bruxelles, dar eu îi sfătuiesc să se ducă la rădăcinile lor, să demonstreze ceva propriilor lor comunități de unde își trag rădăcinile. Violeta, tu ești cea care vei spune ultimele cuvinte. Mulțumesc foarte mult pentru discurs și în încheiere dorim să-i felicităm pe toți colegii. Este vorba aici de o muncă de echipă și de aceea îi felicităm pe toți. Și sper că v-a făcut plăcere această ceremonie, sperăm că v-a plăcut și masa de seară. Mai avem două anunțuri importante. Sunt informații tehnice. E foarte important. După ce terminați masa de seară, puteți rămâne la mese, dar există niște autocare în față care practic pleacă începând cu orele 10:30 până la ora 11. Deci nu uitați, de la 10:30 până la ora 11. Nu uitați căștile. Nu vă rugăm să le lăsați pe mese când ieșiți din această sală. Și cred că este foarte important să vă supunem atenție niște persoane foarte importante, ca, fără de care acest eveniment nu ar fi fost o realitate. Oameni care au depus eforturi deosebite, muncă grea, mult entuziasm și nopți nedormite. Cei din spatele cortinei care se află la această masă, vă rugăm aplaudați-i. Raymond și Dominic din partea Comisiei Europene. Și Irina Vaion de la OSI. Și să nu uitați că mâine mai este o zi, să reveniți. La recepție este o listă cu numele tuturor primarilor care au primit distinții. Vă mulțumim încă o dată foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, simțiți-vă bine, bucurați-vă de muzică, noapte bună pe mâine!